Astăzi am venit alături de colegii mei cu cele mai bune gânduri la Biroul Electoral Județean. Am depus candidatura pentru Parlamentul României, respectiv pentru Camera Deputaților, și am făcut acest lucru pentru că îmi doresc să fac mai mult pentru Brahova și pentru brahoveni. Ca brahoveancă și eu îmi doresc să traversez județul în cel mai scurt timp, să nu rămân ore întregi pe Valea Brahovei blocat în trafic. Îmi doresc ca brahovenii să rămână și să muncească aici, să contribuie la dezvoltarea județului Brahova, aici, să-și îndemneze familii și să-și crească copiii, fiind convinși că vor găsi creșe și grădinițe pentru acești copii, siguranță pe stradă și, bineînțeles, locuri unde să-și petreacă timpul liber aproape de casele lor. În Parlament se pregătesc asemenea proiecte și îmi doresc să fiu acolo pentru a mă asigura că aceste proiecte sunt și pentru brahovenii mei.